Trei filme vor rula la coloana infinitului cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la primul război mondial. Una dintre pelicule rulează în premieră în municipiul Târgu Jiu, fiind vorba de un film artistic în care apar imagini cu prima reconstituire a luptelor de la podul Jiului. În contextul centenarului primului război mondial, cred că întreaga populație a municipiului Târgu Jiu va trebui să fie prezentă mâine, marți 22 august, la mausoleul din centrul orașului, unde este depus trupul Ecaterinei Teodoroiu, la ora 17, pentru a omagia împreună, iată, trecerea primului veac de la sacrificiul eroinei de la Jiu. Cel mai important eveniment al zilei va rămâne însă procesiunea pe Calea Eroilor, unde sunt așteptați toți târgujienii. Va fi o acțiune care, cu siguranță, va rămâne în istoria municipiului Târgu Jiu și avem obligația morală, noi, urmașii eroilor din primul război mondial din Târgu Jiu, să participăm la acest eveniment. Va fi un eveniment în centrul orașului cu participarea cohortelor de cercetași din România, delegați din partea lor, dar vom avea și cercetași din alte state, din alte țări care vor fi prezenți la Târgu Jiu. Vor fi autorității locale, așteptăm confirmarea autorităților centrale, momentele evocatoare și apoi partea cea mai importantă acestei zi este procesiunea pe Calea Eroilor din municipiul Târgu Jiu, unde sperăm să fie un număr cât mai mare de cetățeni care să omagieze acest moment. Documentarul despre Ecaterina Teodoroiu a fost realizat de publicistul gorjean Dorin Brozbă.